de acord? Da. Ordinea de zi să fie prezentată de domnul Dumas. Da. Bună ziua, primul rând. Bine ați venit la ședința de astăzi. Astăzi, pe ordinea de zi, avem două proiecte. Și anume, un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 2. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Caș. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da, da. Să intrăm în prezentarea proiectului. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. Hotărâre. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cașe pe anul 2018, la venituri și cheltuieli, cu suma de 86.000 lei, după cum urmează. Capitolul 36.02.50. Alte venituri, cu suma de 86.000 lei. Cheltuielile bugetului local, suma de 86.000 lei, sunt repartizate astfel. Capitolul 31.02. Administrație publică locală, cu suma de 10.000 lei. Capitolul 70.02. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, cu suma de 40.000 lei. Capitolul 74.02. Protecția mediului, cu suma de 15.000 lei. Capitolul 87.02. Drumuri și poduri, cu suma de 21.000 lei. Se diminuează cheltuielile de investiții, cu suma de 72.000 lei. La capitolul 67.02. Cultură, pe creierile religie, se majorează cu aceeași sumă cheltuielile la investiții la următoarele capitoluri. Administrație publică locală, cu suma de 23.000 lei. Învățământ cu suma de 9.000 lei, cultură, recreere, religie cu suma de 10.000 lei, asistență socială cu suma de 30.000 lei. Se aprobă lista de investiții actualizată pe anul 2018, conform anexei la prezenta hotărâre. Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică prefectului județului Bacău, primarul comunei Cașin și compartimentului buget contabilitate venituri, în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul comun. Articolul 4. Compartimentul buget contabilitate venituri și achiziții publice va duce la devenire prezent al hotărârii. Acum să vă explic cu detaliat. Expune de motive. Subsemnatul Soroi Daniel, primarul comunei Cașin și coordonator principal de credite, propun rectificare de buget pe anul 2018 pentru realizarea unor obiective de investiții și pentru cheltuieli materiale după cum urmează. Se majorează veniturile cu bugetul local cu suma de 86.000 lei, astfel. Se majorează cheltuielile la titlul 20 cheltuieli materiale cu suma de 86.000 lei, astfel. La capitolul 51.03.01 administrație publică locală cu suma de 10.000 de lei, 10.000 lei, pentru buna funcționare a comunității, energie electrică, apă, telefoane, vizite. Deci aici am mai suplimentat pentru facturile la apă, gaz, energie electrică, și la pentru factură de 12.700 lei, adică de 127 de milioane bani de lei, inclus aș fi conformul la timp, așa au păzit și mulți din comuna ta și de țări, avem o scurtă milioane. Rugămintea mea ar fi ca toți dintre dumneavoastră să vă dați telefonul silențios, ca să încheie ședința așa cum trebuie. La capitolul 70.06, lumina public, cu suma de 40.000 lei, pentru încheierea contractului de prestări servicii de vizie lumina public. Contractul de prestări servicii cu firma care am avut-o până acum de, la lumina public, care schimbă becurile și tot ce e schimbat, dăm și așa mai departe, a expirat. Pentru asta trebuie încheiat un alt contract, la care trebuie contractul schimb și bugetat. Asta nu înseamnă că suma asta va fi cheltuită toată sau va ajunge. Eu, cum vede vedere că am ajuns semestrul 2, cu siguranță va mai și rămâne bani. Suma asta nu va fi cheltuită toată. Avem adunate iar cu 40 de bieturi când care se funcționează, din tot timpul. Încercăm să... și încercați să vă obișnuiască cu oameni și să explicați că nu vine mașina imediat. Dacă am primit mașina să vină imediat, păi vin când vom avea contract. Dar problema pentru un bec e ția transportul, este acum ți-a schimbat de cipel, adică deplasarea. Și păcat, adică că schimbăm vezi, 20, becuri plătim aceeași deplasare de la sediul societății până la noi și schimbăm 20 de becuri. Adică, ca să pentru un bec să plătim deplasarea, e, nu prea e indicat, zic eu.
La capitolul 74.0502, colectarea și tratarea deșeurilor, suma de 15.000 lei pentru plata colectării deșeurilor menajere. Acum nu mai există cont separat pentru solidaritate, este cont la alte venituri, intră la, la grămadă de bani. Și de acolo sunt desiguri, se pleacă cu toate cheltuieli. Avem colectare, deci vreo 30.000, avem un avans de colectare, când vine individul la... Nu bine, dar bine și ori. Nu am zis că am zis cu este. Și sperăm să fim la zi, ca să nu avem probleme, probleme cu, cu cei care ridică deșeuri în una care. Care a dus dumneavoastră să cam cortizează tot. Nu s-a arată și păcat. Cortizează și servicii de responsabilitate și cine și nu-i bine. La capitolul 84.0301, drumul și podul cu suma de 21.000 lei pentru achiziționarea 60 de bănci. Deci, vor fi montate strada principală și cașa și puiza, și nu numai, 60 de bănci stradale care vor, vor avea sudate pe capite, au stat pe capite și niște suporti de bănci. Și acolo, la porțul unde vor fi montate, eu am făcut o analiză, că văd cum stau oamenii, sătună, e sâmbătă, duminica, se văd și stau, deci în zonă unii iau o combinație, în satul unii și stau în vârf, vor fi puse și la poarta unde va fi montată, drept lângă poartă sau gardul respectivului, personalul respectiv își va lua ca și pentru că va pune două fori în acele ghiveci. Două fori frumoase și va schimba tot timpul, va muda și va avea niște ceva. Doamna va fi montată în ciment, să nu avem surpriză să facă aerare. Zic că mi-am văzut în alte localități și mi-a plăcut băncile, în alte localități erau pustii în tricolor, nu, să folosim și alte bănci în tricolor, nu sunt gate, stăm cu fundul cu tricolor, dar cu suport de soroneală. Și mie mi-a venit ideea ce se face noi în fus, avem noi mai ceva, suntem la casă, suntem mai frumos. Hai să voi suport de soroneală și să fie frumos, zic eu, să vedeți în zilele comune, o să fie sunat în coaia, dacă îmi permite timpul, sau până în zilele comune, vor fi aplasate. Acum eu am făcut o statistică, am mers, am pus, dar vor mai fi solicitări probabil, cam 35-60. Dar vor fi solicitări după ce vom monta pe ăștia. Acum ei nu au văzut, cum vor vedea, vor veni și la, vreau și eu. Că vreau să fie și la mine, frumos, să stau și eu cu vecina și cu vecinul și ne-am să mă... Da. De-aia am ținut să vă țin, îi spune că mă trebuie să vă spun, ca să înțelegeți la ce se face de chestia. Ei acolo, vă spun că ați înțeles banii. Spune, pe capitolul cu sudul banii, mai cu nu înțelege nici cel care lucrează în mulți ani. Se diminuează de cheltuielile de investiții la continuarea lucrurilor la Biserica Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului Sfântul Mucenița Sofia de Sacoița, având în vedere că în anul 2018 vor fi consumați toți banii care au fost prinși în buget cu suma de 72.000 de lei. Deci noi la școala la Cuița am prins 120.000 sau 130.000 de lei la începutul anului. Am terminat cu proiectarea, cu reproiectarea vizitor. Sperăm ca săptămâna viitoare, cel puțin cel anul, să terminăm cu dosarul de licitație și urmă licitație. Va fi o licitație deschisă, de data am fost la drumul. Asta, procedura va fi un pic mai restrânsă. Cu totul va mai dura o jumătate, dar vreau să ne cauză că o facem mai restrânsă, având în vedere că valoarea este mult mai mică, din 24 miliarde de bani mei, dacă ne permite legea. Dar anul ăsta, cu siguranță, chiar dacă mă iau câștigător cum mă combine, nu o să mă fie de la lucrări, nu la lumea. Să nu știu, nu o să dau vorbim ce niciodată iarna, ca să, la primăvară să ne cadă pe betonul jos sau ce lucrat. Și atunci am luat aici, am sunat pe părți, ca banii să fie folosiți. Ați văzut cum e, să fie folosiți în alte părți. Spun că rămâne pe ei în buget, să importăm pe la anul. La anul va fi buget, sper că la toamnă, iarna, să fim câștigător. Și în primăvară să începem lucrările de acolo, în forță, la Cuița, măcar la anul să o aducem la nivel la București, la Roșu. Deci la Roșu, nu cred că... Iar noi să avem noi bani la buget, tot terminăm, dar nu avem bani, dar la roșu de se poate duce. Ca acolo și cheltuielile pe mici. Vor începe cheltuielile mult mai mari la finisaje și ceva ce utilizăm și mai departe. Da. Se va ajuta după aceea sumă de 72.000 lei, cheltuielile la investiții de la următoarele capitole. La capitolul 51.0301, administrație publică locală, cu suma de 23.000 lei, pentru procurare, calculator și primar de contabilitate, având în vedere că programele de contabilitate sunt complexe și aparatura existentă nu face față. Există în riscul pierderii datelor. 6.000 lei și pentru 17.000 lei pentru montare camerele va vedea la primărie. Deci am luat inițiativa, v-am spus, am discutat un mult, care la vedere a primit toată comună. Dar am zis, ca să nu cheltuim, că toată comună a primit 1 miliard și ceva, că 2 miliarde de chiră în comună. Hai să punem în fiecare an. Dar ce vom avea? 2-3 ani zile vor fi montate camerele la toată comună. Și acum vor fi montate camerele la primărie, aici în centru,
Camerii care vor fi păziți una pe alta, deci nu vor putea fi luate. Cineva dacă vrea să apeleze la o cameră, ai la deja la filmat. Așa. Nu putea școli vor fi montate camere și fără să nu exterior. Iar aici, ca să intrăm în legalitate, până acum funcționa cum a funcționat, la caserii se pot monta sistem de infracții moderne. Cum spune legea acum. Da, cum spune legea acum. Plus că nu l-a luat vedere audio și video în caserii. Fie au fost la doamna caserie, a fost înjurat doamna Ciculeanu, nu știu frumos. Adică s-a nici pierdut bani. Eu înțeleg că supărarea oamenilor când dau bani, că adevăr, când dai bani, îți moare, ce spune, e vorba aia, pentru ei, îți... Da, corect, da? Și de-aia zic, nu supărare, că a fost amenințat cu bani, nu știu ce, asta vor cu om, băi, nu, asta, dar cum bani, îți și s-a putea să legi în altă parte, dacă cum mai lui un politist. Așa e și funcționarea publică aceasta tuturor la. Adică nu mi se pare corect. Și fata nu avea nicio vină. Ea își face serviciul, serviciul ei este să colecteze, serviciul ei când pune și la pielă, ca să ai zis că dăm pe zi față de ce vorba. E vorba de radier de mașină. Deci tot spune clar, la radierea mașinii, cu contractul la dobuzare de părere, spui, să nu ai vânt debite la data în radierii mașinii. Deci nu spune de care e deficit, mașina respectivă sau niciun fel de deficit, ce înseamnă? Nici amezi ca sunt de deficit cu zero. Asta nu înțeleg oamenii. Cu 20 mai nu mai merge nici cu angajamentul plat. Noi făceam și angajamentul plat care nu era cu chiar. Era undeva la lista legii. Adică să înțelegem, nu mai merge cu 20 mai. Mai mult dată când se face rapierea la noi de aici, la o persoană, deja pleacă la poliția Bacău. Poliția Bacău știe până ajunge el la să scrie la el, deci să o circulați la el, că mașina aia s-a vândut de la Păpăleanu, la unei functuri pe Păpăleanu, la Fămas. Deci știi. Și temeiul acum de scrie la poliție este 90 de zile. Pe ce am putere fac de sistemul ăsta? Ăla dacă îți duce 90 de zile, îi dă calculatorul cu roșu, îi dă alarma cu unul, nu știu alții din mașina, eu dă în urmărire pe poliție, unul a prins, i-a plăcut să ne-a plăcut stradă, că când îi curcăm pe zinci, plăcut să ne și certificat. Și lasă mașina acolo. Deci ca să nu, asta e un lucru bun, zic eu, că mulți vindeau mașini, celălalt nu scria în circulație și vineau robinete, care vin pe proprietarul mașinii și la săracă nu avea mașina să judeca cu statul cu cineva. Eu spune, eu nu mai am mașină, că am văzut domnul Văleanu atâta la țeia de zile. O cineva de rostit sănătos, că ăla nu și-a să se pună nimeni. Ei, statul nu la asta, este o aparatul special montat la primărie, va fi și un server care va monta CTS-ul și va fi criptat. Deci, nimeni va putea intra pe acest program, să-l spargă sau să-l bată. Va vedea numai lucrătorul de aici, de la noi, și cel de la matriculări, de la cadier, de la acolo, la poliție. Și asta, asta nu înțeleg oameni. Ei spun că la alte primării merge. Nu știu cum merge la alte primării, ca spun asta, sunat și la bătă de contul. Deci nu merge, deci spune clar. Mi se explica domnul primar, scrie cumva, debitul ăla este pentru anumit bun, dacă scrie pentru bun care se întrăinează, să fie acela la zi, da. Era alegru, bunul care se întrăinează, ce faci obiectul? Casa, mașina, terenul. Am vrut de și nu dai certificat de scan cu zero sau nu dai. Nu știi. Vezi, de câte restante. De toate, de tot ce au. Oamenii nu se tem. Fac într-adevăr eu circa aici, scandal. Și nu e frumos. Adică eu am și două poli ca și în primărie, doar să trebuie știi când ce vinți am făcut. Și cam fac și lunar, dacă e voi și 3-4 pe lună, când am necălărită sau de tot ce. Și le-am spus, să aveți o conduită normală, conform cum spune în statul funcțional public. Să vorbiți frumos. Chiar prin jurul tu îi răspuns frumos. Dar nu se poate la infinit, ei au început să vorbească frumos, chiar și ieri dimineața. Deci ea nu vorbea acolo. Ridicatorul un pic, că probabil se nerva. Așa e reacție când cineva a venit. Și ea nu a ridicatorul, a vorbit foarte frumos. Deci nu se poate. Deci și nu-i prima asta când altul a venit că îi pune calculatorul în cap, altul că nu se poate și ceva. Va fi votat că nu l-a vedet și aude și prin și spune că a face. Deci că există poliția, o vă vedea, va primire sau nu spune. Nu se poate. Dacă funcționarul lui va face invers, va fi sancționat el. Că și el, în același timp, va fi registrat și filmat. Adică, se va vedea cine e filmatul, cine a provocat cazarul public. Da. La capitolul 65-50, a trecheltuit un plăț de învățământ cu suma de 9.000 de lei, care l-a venit la școala Cașa. La capitolul 67-50-50, alte servicii în domeniul culturii, recreere și servicii cu suma de 10.000 de lei pentru un monument. M-am gândit, v-am și spus acolo, la acolo sărat, unde a fost făcut și peste acolo, vom monta din nou. Acum e proprietar este Georgel pe voi, nu mai e bunica lui, că i-a dat lui terenul. Georgel îmi dă o procură notarială, prin care, așa mi-a promis și va face, prin care vom folosi terenul ăla, pentru destinația asta.
Și vom muta acolo un monument. Eu am zis că muncă la poliția. Va fi spus la ceva, trebuie să mai bună mică. Va fi ceva mai simplu. Adică simplu civil, o piatră. Piatră mare, la 1,70 m, cu un postament, va fi la 1,90 m cu înălțime, în care va fi sculptat în relief un motto acolo pentru eroii neamului și cei care au contribuit pentru unirea în 1918, Marea Unirii, și niște simboluri, o casă de soldat sau ceva de făcut și legat de acest eveniment care are loc anul ăsta, 100 ani centenar la Unirii. Alte cheltuieli de administrație sociale, cum ar 30.000 lei pentru strategie, administrație sociale și protecția copilului. Deci aici, la capitolul ăsta, suntem obligați să facem o strategie, care noi am avut-o, dar ea expirat, și o face o altă strategie, ca așa din cer, cei care vin în control. Acum, dacă, ca să trecem la celălalt subpunct, o să luați eu cuvântul, dar ca să nu uit, vă zic, acum s-ar putea să nu ne mențin, dar cu siguranță o să ne întâlnim în 3, 2, 3 august, în coședință. Extraordinar, o să ne menținim în zile comune. Am creionat zile comune cu domnul Tugosin și programul o să-l citesc acum. Și rugămintea, cei care plecați pe casă, care trebuie să participați, să ne ajutați, să ne nevoie de ajutor, să sprijin, că este foarte mult în muncă. Anul ăsta vom avea 80 de invitați. Deci vă dați seama că va fi foarte mult de muncă pe care vor participa la zilele comune, la acest simpozion centenar. Deci, zilele comune acesta va fi sub centenarul Marii Unii, la o părție a Miorii. Având în vedere larul, va fi altul va face. În afară de programul care vă citesc acum, va fi și un alt program sportiv, care va cuprinde alte zile și care să vor avea o pietate la care participă ca și zic eu așa, cei care au inițiat să organizeze acest eveniment este domnul profesor Bărcea, domnul Vălean de față și domnul Costean. Aia se va întâmpla undeva cu 12 august, va fi evadis. Iar început cu 13 august vor începe celelalte festivități și anume. La ora 11:30 vor primi oaspeții. Ce dată? 13 august. La orele 14 va fi pericul la momentul Bărșa Miorii și va merge cu mașini care aveți jeepuri. Chiar vreau să veniți cu toți atunci, că drumul la Voina Verde este mai accidentat și se urcă cu un fost și mașină mică, adică mașină joasă, cu gardă joasă, cu mașină mai înaltă. Chiar cu rogană se poate urca. Acolo este un monument care l-am adus în Bărșa Miorii, nu un monument, deci mai cu mult spus. Monument. Să va merge acolo. La orele 15 va fi prânz ciobănesc la cabana Înțărcătoare. N-a trecut să ocupă turnul roșu, că dacă el să zâmbește. Cred că și anul ăsta o să nu ies fiind, pentru că a fost făcut. Cred că trebuie să nu mai e. Și asta o să ies. Trebuie să punem mâna la lună să facem. Asta e, ca să fim bunii oastre, da? Până la orele 18 după amiază, depune de coroane de flori, urmate de ceremonial religios la cucere conștiinței, sticării, acolo la poliță, o să mergem iar cu coții. Nu o să mai fie ca în trecut, poate ca la aici, au zis, nu mai vine armata, nu mai chemăm Vasili, cu doar la prefect, dar nu o să mai fie ca în trecut, cum a fost anul trecut. Așa, dar oricum vor fi la 100 și ceva de oameni cu negru toți, va fi cu siguranță, vor fi cei 80 de invitați care vor participa cu toți. O să pun în propozit. Așa, nu bun este a dat până la cea mai sângeroasă bătălie din război mondial. La 19:30, petrelirea plăcii comemorative la cifirul Crucii Dumnezeiacă. Deci aici, la Răusărat, vom mătai la Crucii Dumnezeiacă. Eu sper, pe anii viitori, poate vom intra în poziția și o ținem să fie proprietar, cum mă să fie proprietar, și acolo să rămână totdeauna ceea ce a fost dat. Și cu investiții foarte mici, m-am gândit la un gard tot în parc și cu Crucii Dumnezeiacă, frumos, dar ei simplu, nu gardul de mereu, nu. Mai ales acolo, în câmpul ăla, spune frumos, cam așa ceva mici, ceva simplu, ceva natural, nu betoane și cât betoane să ies. Marți 14, până la ore 21, în cucina. Marți 14 august. La 9:30, sesiune de comunicări științifice, Transumanța și Românitatea, participă reprezentanți ai comunității românești din toate regiunile locuite de români, situate în afara actuale granițe ale României. Dacă vin cu Glacaști. Deci vor veni doi reprezentanții ai volohilor, cum sunt ei, cei din Galicia, în Transalpina, în
între Maramure și Polonia, de astăzi, erau regiuni care sunt mai ales Galiția, care a fost ea adunată cu Ștefan cel Mare de lege Polon, că a luptat contra turcilor, contra, da, spășindu-l. Unii trăiau mai la toate atunci români. Românii Bolochi, fiind din Bolochi. Acum ea aparțin de Ucraina, pe lângă ei și în Polonia și Cehia. Noi și mâna Polonia asta. Așa, și acolo vor fi doi pretofin. La Cămin la ce oră? La Cămin la 9.30. La 9.30. Vor veni de acolo, vor veni din Serbia, patru profesori universitari, toți români, vor veni din Macedonia. Aia sunt, practic, la Macedonia sunt aromani. Și din Moldova, din Ucraina, cu notul... Cei din Serbia, din Voivodina, probabil. Da, din Bratul Sârbesc România. Bratul Sârbesc. Sârbesc România. Așa. Până va fi masă la urmă, la orele 17, expoziția de pictură, portrete și natură statică, va fi o expoziție a unei, zicem, tatăl ei este în Cașin, fata locuiește în București, a crescut în Brașov, al domnului inginer Tudose Gheorghe, are o fică care îi București și chiar foarte frumos, o fie o expoziție. Și numai atât, veți mai avea o surpriză, va veni cineva cu niște costume populare, muștenene, muntenești, foarte frumoase, cei de la care vin de la Rucă și cineva își face o expoziție în Căminul Cultural. Nu putem face mai ridică, sunt credențioase costume. Da. La orele 7.30, după aveaza 5.30, domnul Băreanu, dacă vă interesează locați, lansare de carte. Domnul Dodosie a mai scris, a scris iar, și anume, Sărbătoarea statului. Este o carte în care sunt prinse activități de antrepus, cu poze, deci motorizate la cei care au participat și pe toată lumea care a fost, o bârșie a prioriției, moment și monument pentru belinizarea Sfântului Românesc, un român ce își dorea să soarbă putul. Asta este o altă carte în care, deci, eu am văzut-o, domnul s-a scris-o, de fapt, am văzut-o. Dar asta o am și am acasă, care i-am dat la Chișinău, când a fost un profesor de rogat, Valeriu, care a inițiat acele, vor veni iar pe Fiecare Tehnică de București, la noi, la eveniment, și, după care, i-am trecut să se fie mâine. Așa ce vin la Cașin, a fost cazat la trecătoare și a fost acolo, parcă să se țin. Și a zis că chiar am și cuvinte că de fiecare dată vezi și vine România la Cașa, adică România vine și în altă părți, soarbe fiecare dată pe o gură dintr-o. Poate o să fie. O să vedeți carte, carte, eu, carte nu mare și chiar ușor de citit și nu se fie. Miercuri, 15 august. 9.30, primirea festivă a Sfântului în Centrul Comun. 10, pistă pe ulița satului. Admirarea comunei etnografice, poarta de lemn cu 13 acoperiști. Știți că în fiecare an s-a visat pe ulița satului, acum sunt poți cu o aglomerație mare, de poți cu acoperiști și pe stăm. Anul ăsta va fi ulița la Renția, la Nicu Renția, inelul, inel de ulț, ulița care este pe la mine și este stradă. Vă vine pe stradă aia acolo. Avem o poartă, două, trei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 porți. Sunt cu... Dumneavoastră. Da. Și cu altă, ce nu vă sunt 10 porți din stat, în toate categoriile de generație și de vârstă, cum s-ar spune. Am luat pe parte niște cetățeni să se achieseze, pe parte mai am pe mâine, o să mă ocup până am avut timp, mâine, duminică și... Nu o să mă odinesc, o să merg la tânșe. Și eu zic că o să achieseze tot, o să fie frumos, mi-a spus că niște oameni veniți din altă parte. La ora 11.30 vom merge la Biserica Domnicii Maicii Domnului, pe gramul Sfânta Mariei. La 12.30 va avea loc în nou, parada pe Zucu Vilche, manifestarea Unicul România. Anul ăsta voi încerca să văd să-i primim, nu mai primim fața primării, în curtea școlii, de ciclu. Poate să intri toți, toți, stau în careut în căruțe frumoase. Că aici trebuie, dacă mă ești, vreau să pleci. Stradă încolo, dar nu sunt gămădești și zici că știu producție aici. Și sper să montezi o scenă, să vină cu scena acela care organizează evenimentul artistic. Mai degrabă cu scenă și să-i vedem cu scena respectivă și să avem și sonorizare cu măsură. Să avem fost sonorizare mai păcașă sau de aceea vorbesc cu profesorii universitari care au fost și cu mutatele noastre. Foarte bine. Așa, am ajuns. La ora 16 va fi festivitatea de frățenie între Comuna Crașul de Zipacov și Comuna Mahala,
Craionul nou Asculiță, regiunea Cernăuți, Ucraina. Institutul în curtea școlii pe scenă va, va avea loc în frățire. Va dura cartele și zicio, ei vor veni cu 20 de concord, doamna primar de acolo, doamna cântată, la Morning și ea este, a cântat o biletă, vor cânta, vă face programul lor, va fi frățirea, atunci eu nu pot să mă comand cu nevastă, fiindcă nu sunt sub ordinea mea. Noi avem o relație de colaborare între primar și consiliul local, nu doamna cântată cum așa ceva, nu e de sub ordinea, nici nimeni. Cu aparul specialitate, nu e altceva, că nu mai pot să mai urmăr. Să zic așa. Vă rog frumos să fiți cu toți atunci. Dacă există motive după concediu plecați, asta e, poate omul care și-o prea vedeți să-și anuleze concediu pe data. Să fiți cu toții, că va fi frumos să fim cu toții, cu tot Consiliul Local, că frățirea nu face primarul, face cu tot. Comunitatea va fi prezentă, o să punem și cu ziua cu fi, va fi foarte mulțumit, dar fi frumos pe scenă când ne urcăm acolo și o să mânăm la chestii din lume și între noi fie un schimb de atenție din astea oficiale, să fim cu toți. Așa de bine. Zic, așa de bine. O să vă vadă și lumea și o să vadă și lumea cu cine adresă și cum a... Acum așa zic. Până la ore 6:30, specialitatea de frățire între Comuna Cașin, Zbacoș, Comuna Colibaș, Raionul Cabul și Bugă Moldova, aceeași chestii va fi. Ce vor veni cu domnul Barna, acolo va veni cu delegații de legii, pe care vor fi ca să fără dați populare specifice zonii de acolo, Buceaului. La ora 7 și va începe spectacolul artistic, care se va întinde până la orele 22, 22, 30, 23. Aici va fi, acum, pentru că am dat cum să vă spun, sunt la Victoria, da, va fi întâlneți de modul la mod, de mare. Zic eu, sunt de copia, ca nu vine acum în cap chiar toți, dar va fi un spectacol mai deosebit, care am trecut, având în vedere că suntem și la Ancentinaș, Centenașul ar fi păcat să nu avem plus, ar fi și noștri local, Gabriela Comăneci. Deci, va, eu zic că vom reuși să facem ceva foarte frumos. În afară de asta, va mai fi și un concurs cu off-road pentru prima dată, la care îl organizează domnul Zădescu, consilier local, vorbim și cu domnul Dima Marius, la care ei sunt organizatori. Un concurs off-road pe linia frontului, mergând pe linia frontului, așa se spune, o va fi o denumire ceva de genul, pe linia frontului, foarte interesat, pe linia cazemată. Și va fi până la Sticlărie. Va fi un concurs în premier, eu vă spun că va avea susținători, că e ceva nou, va fi plecarea în fața primăriei, va fi un podium plecare cu mașinile. O să e în sprijin și programul ăsta, dar să facem un program alt, cum a face și Nicol la fotbal, face un program cu un fundal cu, știu cu fotbaliști cu, care joacă fotbal cu Anda sau alte sporturi, vin cu mașină off-road, cu un teren și ceva de fac. Pe anul ăsta, și îmi pare bine că avem ce spune și creativul, să mai bucătim cu, și cu activitatea, cu comemorarea celor care a fost așa, ca și pus cu concursul la off-road, care scrie să rămână acum o tradiție, să nu fie rămân bani. Să rămână în fiecare an, zile comunii și aceste evenimente. Da. De asta v-am citit acest program. Care vreți, încă o dată, mă repet, care vreți să sprijiniți, să ajutați, vă rog frumos, veniți, că avem nevoie de ajutor. Și știu și eu că de lucrul ăsta, cum e la fotbal. La fotbal, de exemplu, cu sportivă, toată, și cu comisia sportivă, organizare, logistică și așa, s-a ocupat domnul Bocea și cu domnul Brânz Costel. Știu că acolo am doi oameni. Când au vorbit, mi-a cu Bocea și Bicu, așa că o să-i pierd, domnul primar trebuie aia. Am o legătură, am făcut aia. Dar știu cu cineva, s-o ocupa acolo. Și la celălalt, știu că la, la țătătoare va fi domnul Roșu, domnul Lică, dacă vine, sau domnul Drago, să mă iei cu rapidă, să zic altceva, o să fie dânsul, sau așa, sau alții, sau de acolo o să fie doamna, uite, doamna Nichifor, o să fie cu fetele, cu postumi naționale, cu doamna Pascu, la Sărcec, și cu doamna Nichifor la școală. Chiar cu doamna Nichifor, doamna Nichifor, mâine, luna, ora 9, tot fiți la mine, dacă vedeți, ca să fie de acasă, să ne organizăm. Acolo știu cu cineva să ocupe. Și este foarte mult muncă, să știți, spune chiar asta, simplu. Să știți, doar trei zile pentru mâini, exact cu așa avea unul în familie și eu am unul într-un nou. Trei zile, da. Este foarte mult agitație și ca să iasă bine și nu ne face lucruri. Da, vă mulțumesc că v-ați pierdut la aia, dar nu mai e atent să vă spunem.
Vă spun atunci când mai faci un proces în august, prea târziu. Până atunci aveți să vă gândiți. Eu zic până pe 27 iulie, cei care trebuie să participați activ. Pasiv puteți participa, o să participați cu toții și chiar să începem să facem încălțire. Dar activ ce sens? Să sprijinim, să ajutăm cu orice. Și oricum să-mi dați răspunsul până pe 27 iulie. Da. Raportul de avizare, domnul Moșu? Da. Raportul de avizare. Dacă președinții nu stăm cu problema. Comisia pentru programe de dezvoltare economică socială, buget, finanțe, administrare, domeniul public și privat al comunii, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 de legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Dacă sunt discuții, mai sunt? Are cineva? Eu aș vrea să fac o mulțumire, dacă se poate. Ideea e foarte bună cu băncile respective, dar aș vorbim dacă considerați este util, lângă fiecare toată să montați o tâmpăși de bună. Ok, da. Pentru că fiecare va sta acolo și în ziua special tineret folosește mănâncă ceva. În fața instituțiilor, adică la casă, la fiecare, la nu știu, unde pune banca, eu m-am vrut. Povestea este alta. Aici noi strângem numai toți deșeuri. Le punem, le punem în spate și plătim la lucrez. Vine și vine contractul, pe lucru și plătim cu noi. Dar de fapt, va fi mizerie, va arăta pe lucru. Ca ei pune, cine ia? Gospodarul nu-i convine. Că, să știți că, au trebuit să spun, o să montăm din nou la platformele care le-am avut. Containe care în spate, ai făcut cu iate și va băga numai Petru, așa, Petru și mai departe. Că așa cer. Iar cantajul în momentul este scadă considerabil. Dacă nu ia se poate găsi, am făcut directul, doar directul la împrins, se poate găsi în prețul cu noi. Și azi să facem o educație, chiar eu să merg, dacă mă liniștesc cu planul, cred că acum chiar nu am timp, să mergem după gospodării, gospodării, să vorbim cu oameni. Să îi educăm. Nene, trebuie cu mai puțin. Dar ei bat și ei cu noi. Nu mai dai mebuș, nu mai dai vrăciucă, nu mai dai greci, nu mai dai altceva. Că după noi menajer, bidoane, cu fii, cartoane și mai departe. Culmea că care are centrală, poate să urmată cartoanele aia cu pași cu ochi, pătrate de ei. Dar dacă nu, să le pun la lucruri acolo ca să fie o colectare selectivă. Și așa noi plătim la fundul mediu, nu știu dacă nu ați v-am informat, că plătim ceva bănuț. Fiindcă ne facem un calcul, pentru că tot recicăm și mai departe. Atunci că am votat ăla cu Petru, recicăm cu Petru și personalul, avem o firmă, avem contract cu firmă din Monești, acum nu mai facem firma din Monești, facem eu prețul, și vreau să fac pe ei la bun început, am avut discuții cu tragicolul, chiar m-am supărat pe ei, băi, dar și nu ați făcut, nu că a fost în tranziție. A fost, adică, nu mă luați la părnic, nu avem mai multare. Eu deja am făcut, am contract cu firma respectivă. Contractul cu firma, nu ne-a costat niciun bani, deci nu am dat bani ridicat. Deci, fac tot puteam, dar. Adică, putem da la raportarea fondului medic, care fac un ianuarie, să facem un calcul aritmetic cu calitatea de deșeuri care rezultă de așa mai departe și tu trebuie să dai niște bani. De aia, nu s-a venit, îți dăm 10.000 de fonduri. O altă problemă, dacă se poate, și țineți cont, dacă este și montarea două camere de la vedere și la postul de poliție. Acolo se vor aduna zilnic persoane sau chiar pe timp de noapte, persoane care sunt certate cu legea. Ceea ce se înregistrează aici, la primărie și la școală și peste tot, cred că trebuie și, până, și deci, la poliție. Da, nu, la anul, nu știu, vom face eu o zi acolo și ce se montă și la departe. Trebuie să remontați de aici. Da, 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 da. Acum avem o primărie și tot. Eu m-am spus cu plânge de bani. Chiar aici va fi un apus, tot care va fi montată și pentru numărul la mașină. Da, e corect. Care este și numărul. Și aia e bun. Din noapte e diferit cine a circulat și dacă se dă un accident, se dă la plomul cu oricare, nu ceva. Și o altă problemă, care eu am mai ridicat-o în ședința trecută, dacă se face acea ceremonie la cimitirul eroilor, să se facă curat peste drumul la acea stână acolo. Că îi se vede foarte urât și acolo vor veni oameni și vor filma. Da, poate fi curăție în toată zona. Să facem curat de curat. Poate fi și curăție. Am trecut, a fost un lucru. Și a fost un lucru, ia. Nu știu. Nu poți să trebuia să poți să înainte, cine a avut, era cu spate. Nu poți să știi. O să-i alinăm cu spate, tu nu și ne faci pe. Da, o să fie curăție. Și acolo, mulțumim frumos. Mai să... Nu. Nu, un pic, domnul primar. Ați vorbit aici, pentru că aveți bani pentru drumul și podă.
Cred eu că acum pentru zile cașă, nu credeți că este util să se refacă marcajele astea pietonale, să trece și cu viteză și cu... Nu, părea asta, dar marcajele pietonale nu pot, eu am făcut scurs care la puțin de țian, nu suntem noi drumul nostru, am înțeles drumul nostru și așa. Am înțeles. Și ei trebuie să inițiativa, poliția rutieră, că așa se fac marcajele și timpul ciuclat, nu-i pune în discrasă localul, făcut nu doar. Deci când ai un proiect, fac un proiect la nou, care l-am avut cu asfaltarea cu 5 km, ați văzut că în proiectare s-a dat cu avizul poliției rutierii, acele semne de circulație care îi și la poliția, că am deranjat pe unii, obligă la dreapta și la să iese și din continuu, dar din continuu, așa au fost specialiștii. E, acum, la ce discipline noastră, trebuie luat legătură, i-am făcut, o să mă fac adresa la poliția rutierii, ei trebuie să iei legătură cu poliția rutieră și dă împreună, ei vin cu cheltuiala, cu bănuțul, pentru ceea ce faci, poți să-și poliția să avizeze trecerea semne de circulație, dar asta e procedura. Da. La iluminatul public. Prea de vreme s-a prins luminile astea acum. Nu știu, erau... de ce s-au prins, că a fost, a fost un pan de curent și ceasul la Înțărnică, de la Milu, de la moarte acolo, l-a găsit delegat. Era cu oră în urmă. Da. Și s-a prindea mai ieri. A fost personal și l-am delegat acum să-l prinde la 21-30 în tunel. Sunt unii ca nu. Da, atât. Dar nu, el dacă ia curentul, o face pe pan de curent, este delegat. Sunt care pot să iasă memoria, sunt care... Deci, un pom a fost proiectul de hotărâre de la punctul 1. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine este anti. Da. Deci, am făcut și mă. Da. Da. Acum, un proiect. Următorul proiect de ordine a zi, privind alegerea de primarul comunei Cași de Zăbatu. Primarul comunei Cași de Zăbatu, având în vedere expunerea de motive a primarului comunei registrată cu numărul 5961 din 19.07.2018, prin care propune alegerea unui nou viceprimar ca urmare a revocării din această funcție a doamnei din doar cu Lucia Gabriel. Raportul de specialitate al secretarului comunei 5962 din 19.07.2018, având în vedere rezultatul alegerii prin vot secret al viceprimarului comunei, în conformitate cu articolul 18, aliatul 1 din legea numărul 393, pe 2004, privind statutul aliciului local și articolul 11 din ordonanța numărul 35, pe 2002, pentru aprobarea regulamentului cadrul de organizare și funcționare a consiliilor locale. Temerea articolul 45, articolul 57, alineatul 3 și articolul 115, litera B, din legea administrației publice locale, numărul 215 pe 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propune. Articolul 1. Alegerea în funcție de disciplinare al comunei Cași și județul Bacău, din rândul membrilor Consiliului Local, cu votul majorității Consiliului Local cu funcție. Articolul 2. Pe durata exercitării mandatului viceprimarului, își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut. Articolul 3. Viceprimarul este subordonat primarului și locuitorul de drept al acestuia care îi poate delega atribuțiile sale. Articolul 4. Pe durata, aliatul 1. Pe durata mandatului viceprimarului, primește o indemnizație lunară ca unică formă de reîntregare a activității corespunzătoare funcției de viceprimar și care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Viceprimarul nu beneficiază de sporul de drepturi în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege. Aliatul 2. Durata mandatului consecutiv de drepturi în muncă și specialitatea studiilor absolvite. Aliatul 3. Pe timpul exercitării mandatului de viceprimar se suspendă contractul de muncă. Articolul 5. Secretarul comunei va comunica prezenta autorilor viceprimarului, primarului și prefectului de Zăbatu în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării. Da. Ce vă propune? Păi nu, stați așa un pic. Da. Comisia pentru Administrație Publică, juridică, apărarea ordinii și liniștei publice a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre de alegerea viceprimarului comunei Cași, județul Bacău, consideră că aceasta este necesară și oportună. În conformitate cu vederea articolului 44 din legea Administrației Publice Lucrare, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Procedura cere să faceți propunerea prin capul de atunci. Ce vreau?
partea grupului ALDE pe domnul consilier Adrian Dragă. Cu altă vorbire? Propun pe domnul consilier Oprăilică. Dacă ce întrebați dacă acceptă? Păi da, domnule, dați-mi voie să-mi spune nimic. Dacă tot sunt fair play. Cei care au fost propuși și acceptat, domnul Dragă, să dați? Da, domnul. Așa. Domnul, da, face. Face. Da. Dacă nu acceptau, până nu stac. Nu ar putea schimb întrebația. Acum? Da. Până am să vă pregăt buletinile de vot, nu o fac. Da. Nu mai e ce, dar nu sunt mai bine. Da. Thank you.
Cel mai greu, văd de-a tău.
Asta-i băiatul ăsta, tu zici că-i vecină. Am înțeles că ați dat la o să refac și la luni. Doamna Conjucară nu a început însă legea cum da. Mi-ați dat la și o să refac. Pentru că mai vezi cu asta. O să modificat legea cu salarizarea. Din primarul, din primarul, posibil local. Spune așa legea. Până la să modificarea acolo legea nouă, îți plătea numărul de ședințe. Una, două, trei, cât îi aveau. Nu. Să plătești indemnizația la 10%, maxim 10% din indemnizația primarului, da? Indiferent numărul de ședințe, așa cum e legea. Deci poți faci 5 pe lună, dar nu faci. Ați înțeles? Și atunci, atunci, dumneavoastră, de-aia am văzut să vă scot evident. Deci, dacă vin la 5 ședințe, spune că acolo cu oamenii. Tot cu ori luați bani, nu luați de 5 ori sumă. Hai să vă mulțumesc eu. Și Alexe, la una și și mie. Nu te-a întrebat sau le citim din programul? Nu se pune așa. Asta nu are nicio opțiune. Deci, bă, nu. Nu. Hai să vă mulțumesc. Ești vrea la amândoi. Nu, nu. Aici, ai da, am din dragul. Puneți da, așa. Nu, bă, la unul puteți în parte și altul pe bine. Nu. Nu, nu. Faci la la așa. Și acolo trebuie cum este și tu. Dar am pus bine. Haideți să vă mulțumesc. Da. O proiectică, da, aici, că ți-ai indicat, bună întrebare, o proiectă. Ai făcut dragă. Dragă, dragă, o proiectă. Dragă, dragă, da. Dragă, da. Aici. Dragă, Adrian. Dar aici se obișnuia că îți dădea o masă.
Așa că m-a primit de fapt. Da, da, da. Întotdeauna, întotdeauna, vicepremierul al... Da, da, da.